Știam în zilele trecute că suntem chemați să ne împlinim juruințele înaintea Domnului. Câți dintre dumneavoastră, nu trebuie să ridicați mâna sau să spuneți, dar noi așa avem tendința în momentele cruciale sau de răscruce să facem juruințe pentru ca să obținem bunăvoința Domnului. Sau ori de câte ori se schimbă anul, avem impresia, e instinctul nostru să simțim, că o luăm de la capăt, că dăm pagină. Nu știu dumneavoastră, eu încă trăiesc emoția caietului nou la școală, în clasele primare. Nu știu dacă dumneavoastră mai trăiți experiența asta la școală, că am impresia că mai mult butonați, dar pentru noi, când mergeam la școală, când începeam școala în luna septembrie, toate caietele erau noi. Și când dădeai prima pagină și era curată, frumoasă, scriei cu drag. Avem o mare problemă cu a ne aminti juruințele, hotărârile sau lucrurile pe care ni le propunem. Pentru că scriem Multe lucruri scriem. Dar când este vorba de lucrurile spirituale, astea nu le scriem, frați și surori. Și este o mare pagubă. Biblia se bazează pe scris. Vedeți, Dumnezeu, când a dat porunci poporului, le-a scris cu degetul lui în piatră. Și când moise le-a spart, mai degrabă decât să ajungă poporul să fie nimicit, mai bine a nimicit tablele decât să fie nimicit poporul, Dumnezeu le-a mai scris o dată. Scris a doua Dumnezeu a poruncit ca toate lucrurile din vechiul legământ să fie scrise. Nu de mult se vorbea despre aducerea chivotului în casa lui David și prima dată nu au mai citit. Nu mai citești. Probabil că au fost bărbați ca și noi, nu citesc instrucțiunile. Instrucțiunile au rostul lor și importanța lor. Și când mai cumpărăm ceva și nu le potrivim bine că nu citim instrucțiunile, nici și cumpărăm altele dacă le-am stricat. Dar când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, viața de credință se trăiește după instrucțiuni. Și pentru că n-au citit instrucțiunile, s-a întâmplat o mare tragedie pentru că Dumnezeu nu se joacă cu ceea ce este scris. Știți cât de important este să scriem? Ascultați ce spune în Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 1. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Versetul următor ca să te tem de Domnul Dumnezeul tău păzind în toate zilele vieții tale. Tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe, iată, ține supraviețuirea noastră de împlinirea tuturor acestor porunci. Versetul 3. Ascultă-le, dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a dat sau când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, iată, nu numai în toate zilele vieții, toate poruncile, toți, tu, fiul tău, fiul fiului tău, ci să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Nu mai absoluturi aici și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scola. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Trebuie scrise. Cu alte cuvinte, când veneau acasă oamenii, citeau. Știți ce e impresionant și poate ar trebui să ne întoarcem la obiceiurile astea? Că știu că ne mobilăm casele mai modern și punem tot felul de fleacuri pe pereți, am înțeles. Știți ce puneau bătrânii noștri pe pereți? Versete din Biblie! versete din Biblie. Da, nevastă, trebuie să căutăm niște versete, să începem să o punem pe pereți. Da, strică peisaj. Versete din Biblie. Eu cred că te mai poți certa cu nevasta atunci când scrie mare de tot în bucătărie Că despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Și îngăduiți-vă unii pe alții și iubiți-vă. Dacă dai cu capul de versete de astea, mai, mai, mai poate cineva să facă altceva? Deci ce putere are scrisul? Când Domnul Iisus Hristos s-a certat cu satana, s-a folosit de ce este scris și a spus, este scris, este scris. Pustie, așa a biruit cu ce este scris. Când a intrat Domnul în sinagogă, el putea spune, eu sunt cuvântul întrupat, eu n-am nevoie, eu știu din memorie toate scripturile, doar eu le-am scris prin Duhul Sfânt. Eu sunt cuvântul. Nu, a luat cartea, a luat ora din mâna îngrijitorului, a deschis-o la textul programat din Isaia, a citit din carte, În 1 Ioan, capitolul de fapt, în toate epistolele, dacă veți urmări, căutați în concordanțe și veți vedea că în toate epistolele se face referință la ce este scris, la ce este scris. Auzi ce spune. În 1 Ioan, capitolul 2, copilașul versetul 1, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. În versetul 8, vă scriu o poruncă nouă. Este vorba de dragoste porunca iubirii. Versetul 12, vă scriu copilașilor. Versetul 13, vă scriu părinților. Vă scriu tinerilor, v-am scris copilașilor, v-am scris părinților, v-am scris tinerilor. Versetul 21, v-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți. Cu alte cuvinte, și ce dacă știi? Scrie! Scrie! Versetul 26, v-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească și Biblia spune să nu trecem peste ce este scris. O mare problemă a vieții noastre de credință este că nu scriem. Promitem că ne rugăm pentru diferite persoane și nu scriem. Facem juruințe înaintea Domnului și nu le scriem. Învățăm lucruri importante, că scăm ochii mari, ne impresionează și nu le scriem. Ne așezăm pe genunchi să ne rugăm și facem rugăciuni uscate. Pentru că nu scriem. Știu că trebuie să ne bazăm pe călăuzirea Duhului Sfânt, dar ne vom ruga cu Duhul, însă ne vom ruga și cu mintea. Și mintea scapă din vedere. Și juruințele pe care le facem, dacă nu le scriem, și dacă atunci când ne ducem în odăiță, că de-aia trebuie să ne ducem în odăiță, vă dați seama ce ridicol ar fi în biserică să vină fiecare și când începem în rugăciunea în comun, fiecare scoate o hârtie și să înceapă să mai uite pe hârtie și să mai bage în buzunar. Arată ridicol. Dar în odăiță, scoate hârtia, scoate tableta, scoate ce ai scris. Și aduți aminte să te rogi punctual pentru toate lucrurile astea. Și mai ales scoate juruințele pe care le-ai făcut înaintea lui Dumnezeu. Am descoperit de-a lungul vieții că slăbiciunile cu privire la care Dumnezeu m-a luminat să mă cercetez și să mă schimb. Am reușit să o fac atunci când am luat un verset și am scris lângă el, de astăzi înainte, nu mai folosesc cuvântul ăsta. Știți de ce? Pentru că atunci când începi ziua cu Dumnezeu, atunci când te întorci la aceste referințe, ale a ceea ce este scris, te întorci la ce este scris, când citești scriptura ce este scris, lucrurile acestea intră și se întipăresc în memoria noastră. Faceți-vă, frați și surori, listă scrisă de rugăciune. Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-am descoperit a fost să iau lista de membri a bisericii, nu numai să fac numărătoarea poporului, nu mai să văd cine este, cine s-a mutat și unde, ci să folosesc lista de membri a bisericii ca să mă rog pentru membrii bisericii. Ascultați, mergeți la secretariatul bisericii și cereți o listă de membri nu numai pentru că vă căsătoriți, și să trimiteți invitații. Ia încercați să cereți o listă de membri și să vedeți cu privire la care vă călăuzește Duhul lui Dumnezeu să vă rugați în fiecare săptămână. Ia închipuiți-vă o biserică formată din membri care se roagă pentru membri. Când te-ai rugat ultima dată? Nu pentru un membru despre care eu zic că e bolnav sau. Așa, să iei o listă la rând și să te miște Duhului Dumnezeu, să te rogi pentru alții. Păi, fraților, atunci normal că nu ești din odăiță o oră. Că ai listă. Uite, de exemplu, când am făcut rugăciunea pentru familii, mie nu mi-a ajuns timpul. Că eu am avut să mă rog pentru mai mulți. și știu pe din afară. Însă ia închipuiți-vă dumneavoastră când ai o listă de cauze, când nu ne brăcim gura de pomană, când ai multe persoane cărora le-ai promis că te rogi pentru ei și chiar ți-ai notat, mă voi ruga pentru familia cu tare, ai un document acolo la care tot adaugi. Atunci ai pentru ce te ruga, atunci nu se termină repede. Și mă refer încă o dată, în biserică rostim rugăciuni generice și mărturisirea noastră e generică, totul e generic. Lucrurile trebuie rezolvate, negociate în o dăiță. Acolo trebuie să stai mai mult timp, acolo trebuie să iei o listă. Vă sfătuiesc din toată inima în anul acesta. Purtați cu dumneavoastră listă de rugăciune o listă în care să menționați slăbiciunile dumneavoastră. Ia închipuiți-vă să te uiți în oglindă la starea ta spirituală și să spui cuvintele astea nu trebuie să le mai folosesc, atitudinile astea nu trebuie să le mai am, timpul nu trebuie să mi-l mai petrec aici, acolo și dincolo. Și când le-ai pus pe toate, pe lista de rugăciune și în fiecare seară te uiți la ele și zici astăzi n-am făcut niciuna din lucrurile astea. Astăzi n-am vorbit așa, astăzi n-am făcut asta. Și pe urmă, ziua următoare, iarăși o iei de la capăt. Ei, atunci devenim biruitori, că ne rugăm concret pentru lucruri care ne afectează starea spirituală. Pe urmă, după ce am terminat cu segmentul ăsta și a spus, Doamne, iar am greșit, sau iartă-mă, sau mă rog concret pentru ce am făcut rău în ziua respectivă, când îmi închei conturile la sfârșitul zilei. Ei, după aia, încep să mă rog pentru cei cărora le-am promis, ca să nu mint, nu și încep să mă rog pentru cei care le-am promis că mă rog pentru ei. Că promisiunea asta de multe ori este cum să scap de el sau de ea. Îți spune o mucene necazare, îi spune, hai mă rog pentru tine. Adică ai spus, hai plecă aici, la mă pace, nu mai îmi povesti că îmi pierd timpul. L-ai amenințat că te rogi pentru el? Te rogi pentru el? Până a doua zi ai uitat fraților, de multe ori nu ne rugăm nici pentru noi, dar aminte pentru alții. Ei, dacă ai pe listă acolo, dacă ai luat în serios promisiunea respectivă și n-ai făcut-o doar așa, ai pentru cine te ruga. Dacă ai mi luat și lista de membri și lași Duhului Dumnezeu să te călăuzească, poate ei câte zece familii în fiecare zi și le menționez cu numele. Sau zece persoane în fiecare zi. Un an de zile i-ai parcurs pe toți. Ce înseamnă într-un de zile este roșu pentru toți membrii bisericii? Nu spun lucrul ăsta ca să vă impresionez, că nu mai am cu ce să vă impresionez. Însă, de multe ori, când merg cu avionul, scot din geantă lista de membri și am timp câteva ore și încep să mă uit să văd. Și uneori, Duhului Dumnezeu îmi pune pe inimă să mă rog pentru câte cineva. Mă simt bine! Mă simt bine. N-am stat degeaba trei ore legat. Folosiți fiecare măsură de timp posibilă. Ia juruințele pe care le-ai făcut înaintea Domnului, ia promisiunile pe care le-ai făcut. Scrie-le, pune-le pe măsuță. Înaintea ta. Și roagă -te pentru fiecare. N-ai să știi când trece un ceas. N-ai să știi când trece un ceas. Și o să vă spun ceva. Deși, în primă fază, pare extrem de epuizant, pentru că mai bine te întinzi și te uiți la televizor, sau mai bine te întinzi și te relaxezi când ai terminat un timp de rugăciune personal, tu și Dumnezeu, și ai ieșit din spațiul acela intim, nu vă dați seama ce prospețime, ce vioiciune, ce har deosebit, ce satisfacție extraordinară ai. Toate celelalte activități, oricât de relaxante sau distractive ar fi, la sfârșit te lasă gol. Părtășia cu Dumnezeu, scripturile și rugăciunea te umplu de prospețime. Dar dacă nu scriem niciodată nimic, ne ducem cu mintea goală, cu sufletul gol și tot cu mintea goală și tot cu sufletul gol ieșim din spațiul respectiv și de-aia rugăciunea nu mai are valoare și când ne aducem aminte, ai mă, să mă rog ca să nu cadă patul peste mine, când mai așează să mă culc. Hai să mă rog ca să nu mă trăznească, să nu... Dragii mei, Momentul personal de rugăciune trebuie să fie una dintre cele mai mari împliniri ale vieții unui credincios. Și vă repet ce v-am spus de multe ori și probabil anul acesta am să repet de multe ori. Un așa zis pocăit care nu citește Biblia mai deloc și care nu se roagă mai deloc și nu mă refer, binecuvintează această mâncare și pe mine, amin. Mă refer la o rugăciune substanțială cu listă. Mă refer la cercetarea scripturilor, nu doar ca o lectură de două versete, ci o citire cu mintea, cu sufletul, unde să ne punem toată ființa. Un creștin care nu practică așa ceva nu va scăpa de ghilimele. Va fi un pseudo-creștin și e plină lumea de ei. Nu-s lumină în jurul lor, n-au niciun impact asupra vieții lor. Trăiesc o viață săracă din punct de vedere spiritual, trăiesc o viață de înfrângeri zilnice. Haideți să ne ridicăm picioare, mai întâi cântăm o cântare și ne pregătim inimile pentru rugăciune. Haideți să facem o rugăciune de hotărâri, de juruințe. Probabil că va fi o rugăciune scurtă. Știu eu ce juruințe și ce hotărâri ne trec nouă prin cap în momentele astea. Dar măcar o juruință dacă ai să te rogi și ai să spui Doamne, uite, anul ăsta promit că îmi fac și o listă sau anul ăsta promit că am să mă rog pentru membrii bisericii sau promit, promite ceva lui Dumnezeu. Legă relația cu Dumnezeu se bazează pe angajamente. Vedeți, tot ce face Dumnezeu în viața noastră e bazat pe ce-i scris și pe angajamentele Lui. Și Dumnezeu le scrie. Fă și tu! o juruință. ia și tu un angajament în seara asta cu privire la viața ta spirituală. Poate că ai luat cu privire la alte lucruri din viața ta. Poate ai o listă. O, oh, ai o listă, ai un calendar bine notat în fiecare zi, ca să nu uiți când trebuie să mergi la cumpărături, ca să nu uiți când trebuie să mergi la servici, ca să nu uiți când ai o ședință, ca să nu uiți când ai o întâlnire undeva. Fă și cu viața spirituală la fel. Și ai să vezi schimbarea.